În afară de dosarele incomplete, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a mai întâmpinat și alte probleme în eliberarea formularului E112. Un exemplu în acest sens ar fi cel în care exista o neconcordanță între tratamentul recomandat unui sucevean de medicul specialist dintr-o clinică universitară românească și tratamentul propus de clinica din străinătate pentru care acesta a optat. Formula E112, casele de asigurări de sănătate acoperă integral cheltuielile, indiferent de valoarea acestora. Pentru eliberarea formularului 112 este necesar să se întocmească un dosar care în principiu trebuie să conțină două documente esențiale, respectiv recomandarea unui medic din România aflat în relații contractuale cu casa, o recomandare medicală în care medicul să precizeze că afecțiunea nu poate fi tratată în România în timp util, și că acest tratament recomandat se află printre serviciile medicale care se decontează de către sistemul de asigurări de sănătate din România, iar al doilea document absolut necesar pentru eliberarea formularului 112 este acceptul clinicii din străinătate, programarea pentru operația respectivă sau tratamentul respectiv, și acest document trebuie transmis sau depus la casele de asigurări în original, nu primim faxuri. Pe documentul care reprezintă acceptul clinicii din străinătate trebuie precizat și tratamentul, astfel încât tratamentul propus în raportul medical de medicul din România să fie același cu cel pe care îl va efectua clinica din străinătate. Conform ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, eliberarea formularului E112 sau refuzul eliberării acestuia se face în 5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Mai multe detalii despre normele metodologice privind utilizarea formularelor se mai pot găsi pe site-ul www.cnas.ro, secțiunea formulare E.